Mulți au auzit expresia cea mai veche meserie din lume și cred că aceasta nu se referă la soldați, dar, de fapt, meseria de mercenar este cea mai veche din lume. În timp ce acum are o conotație negativă, în trecut, meseria de mercenar era acceptabilă și chiar respectată. Abia acum câteva sute de ani, armatele naționale au devenit o normă în lume, ceea ce înseamnă că pentru foarte mult timp înainte, cei care luptau în războaie erau oameni plătiți să-și riște viața astfel. Astăzi o să vedem cum au fost folosiți mercenarii de-a lungul istoriei și o să vorbim despre cea mai mare bătălie dusă de mercenari din istoria modernă. Cei mai vechi mercenari din istorie probabil provin din Africa atunci când faraonii din Egipt angajau frecvent mercenari din triburi nubiene pentru a-și întări armatele. În secolul 13 înainte de Hristos, faraonul Ramses al II-lea a angajat 11.000 de oameni cu care și-a completat armata în timpul luptelor prin care a stabilit granițele Egiptului. Această practică nu era folosită doar de egipteni. Imperii din întreaga lume foloseau frecvent mercenarii în războaie. Grecii antici nu doar angajau mercenari frecvent, ci se angajau și ei ca mercenari pentru alte orașe stat grecești sau chiar și pentru alte națiuni. Cartagena, unul dintre cele mai puternice orașe stat ale lumii antice, a folosit aproape exclusiv mercenari în războaiele pe care le-a purtat. Folosirea mercenarilor a continuat până în era modernă, deși în jurul secolului 17 statele au început să folosească această practică din ce în ce mai puțin. Însă, pentru mii de ani, pur și simplu era mai practic să angajezi mercenari pentru a lupta în războaie. Să păstrezi permanent o astfel de forță antrenată și echipată corespunzător era foarte costisitor, iar multe regate nu își permiteau asta. Să ai o armată permanentă nu era practic și pentru că majoritatea oamenilor aveau ferme de care trebuiau să se ocupe tot anul, altfel tot regatul ar fi murit de foame. În general, erau doar câteva săptămâni pe an în care oamenii puteau să meargă la război, iar acest timp liber era în general iarna, când era foarte greu de purtat un război. De aceea, regatele apelau la mercenari care nu aveau ferme de întreținut și puteau merge la război în perioadele oportune. Asta ridica și presiunea pusă pe economia națională pentru că bărbații nu erau luați de la munca lor vitală în agricultură sau alte domenii. În acea perioadă din istorie, surplusul de mâncare sau orice alte resurse era ceva extrem de rar. Orice perturbare a forței de muncă a unei națiuni putea duce la un dezastru. Era mai simplu, deci, să angajezi războinici care nici măcar nu făceau parte din regat. Dar angajarea mercenarilor venea și cu riscuri, aceștia fiind totuși oameni care luptau pentru oricine îi plătea mai mult. O armată de mercenari putea oricând să le întoarcă spatele celor care au angajat-o dacă inamicul îi oferea o sumă mai mare de bani, deși o astfel de trădare ar fi afectat foarte mult reputația forței respective. Odată ce un grup de mercenari devenea cunoscut pentru lipsă de loialitate, ar fi fost foarte dificil pentru ei să-și găsească de lucru. Deci mercenarii erau motivați financiar să-și respecte promisiunea. O altă problemă cu mercenarii este faptul că, spre deosebire de o armată națională, nu aveau niciun fel de motiv să lupte în afară de bani. Dacă o bătălie devenea foarte grea, grupurile de mercenari puteau pur și simplu să se predea sau să fugă de pe câmpul de luptă dacă acest lucru era posibil. În lumea antică, cei cuceriți erau de obicei făcuți sclavi sau chiar mai rău, dar în cazul mercenarilor de obicei se făceau excepții pentru că aceștia erau războinici și nu trebuiau să fie și ei pedepsiți împreună cu cetățenii națiunii cucerite. Unele popoare, cum ar fi romanii sau cartaginezii, nu foloseau mercenarii doar pentru a-și mări armatele, ci și pentru ca aceștia să le antreneze soldații. Cum pentru mercenari meseria de bază era să lupte în războaie, aceștia erau de obicei mult mai bine pregătiți pentru asta decât cetățenii chemați în armată doar atunci când era nevoie. Atât romanii cât și cartaginezii amestecau mercenarii cu propriile forțe, iar experiența și antrenamentul mercenarilor creștea și abilitățile armatei proprii. Romanii sunt părinții multora dintre tradițiile militare care sunt încă folosite și în zilele noastre, chiar dacă Imperiul Roman nu mai există de aproape 1500 de ani. Romanii au fost și cei mai eficienți în utilizarea mercenarilor, iar având în vedere întinderea Imperiului, trebuiau să fie așa. Așa cum se întâmplă și în zilele noastre, romanii angajau mercenari pentru a duce luptele cele mai grele, deoarece victimele din rândul mercenarilor nu provocau durere cetățenilor Romei.
În schimb, pierderea a sute sau chiar mii de legionari romani într-o luptă era o catastrofă pentru imperiu, nu doar din punct de vedere economic, ci și politic. La fel ca orice țară modernă, Roma nu voia să-și piardă oamenii în război. În zilele noastre, Statele Unite, dar și alte țări aplică tactica Romei de a folosi mercenari în războaiele cele mai grele. Poate părea greu de crezut, dar aproape jumătate dintre soldații folosiți în războiul din Irak erau mercenari angajați de Statele Unite sau de alte țări din NATO. În timpul războaielor din Irak și Afganistan, America a cheltuit aproape 350 de miliarde de dolari pentru a plăti mercenari, o sumă enormă care depășește bugetele de apărare ale multor țări. Motivul este simplu. America nu avea destui soldați care să lupte cu două insurgențe în același timp. Spre deosebire de războaiele convenționale, o insurgență necesită mai mult soldați și personal pentru a fi combătută. Dacă America ar fi vrut să poarte aceste războaie fără a folosi mercenari, ar fi trebuit să introducă încorporarea obligatorie, ceea ce era imposibil din punct de vedere politic. Cel mai mare beneficiu pe care Statele Unite și celelalte țări NATO l-au avut folosind mercenari nu este dat neapărat de faptul că prin asta aveau mai mulți soldați care să lupte cu insurgenții, ci de faptul că morțile în rândul mercenarilor nu sunt un subiect pentru canalele de știri. Deci, din punct de vedere politic, este mult mai convenabil să folosești mercenari decât armata țării, pentru că pierderile de vieți în rândul mercenarilor nu vor impacta în niciun fel electoratul. Multe voci susțin că din cauza folosirii tot mai frecvente a mercenarilor în războaiele cele mai grele, începerea unor astfel de războaie este din ce în ce mai ușoară, ceea ce ar putea aduce o creștere a violențelor în toată lumea. Faptul că mercenarii nu au răspundere națională atunci când sunt implicați în conflicte este foarte deranjant pentru mulți oameni, deoarece aceștia nu se supun legilor de război așa cum se întâmplă cu armatele naționale. Asta a devenit evident după ce Blackwater, o companie militară americană, a fost interzisă în urma rapoartelor activităților brutale și uneori ilegale desfășurate de aceasta în Irak. Deci merita să fii mercenar în trecut, dar în zilele noastre. Să angajezi un mercenar nu este ieftin, de fapt nici nu a fost vreodată. Ca războinici profesioniști, mercenarii au avut salarii foarte bune de-a lungul istoriei. În zilele noastre, plata medie lunară pe care o primește un mercenar poate varia, dar aproape toți care lucrează pentru companii cu reputație câștigă mai bine decât soldații din armata americană. Mercenarii care au fost contractați pentru a lupta în Irak și Afganistan puteau să câștige până la 1500 de dolari pe zi, dar media era undeva la 90.000 de dolari pe an. În același timp, un soldat american câștigă între 1500 de dolari lunar și 15.000 de dolari lunar, acesta din urmă fiind salariul unui general. Și în trecut, mercenarii câștigau foarte mulți bani, depășind de obicei ofițerii de rang mediu din armatele naționale. Mercenarii aveau de cele mai multe ori prioritate și atunci când venea vorba despre prada de război, iar uneori acestora li se garanta o parte din ea în cazul victoriei. Uneori li se ofereau și terenuri, iar în cazul Romei li se oferea chiar cetățenia romană atunci când luptau pentru o perioadă mai lungă alături de armata Imperiului. Meseria este cu siguranță plătită bine, dar asta se întâmplă pentru că de multe ori mercenarilor li se cere să își asume riscuri enorme. Asta a fost cel mai evident în cea mai mare bătălie a mercenarilor din istoria modernă. Asaltul asupra forțelor americane de către mercenarii ruși, infanteria siriană din februarie 2018. Conform informațiilor adunate de la victime după asalt și de la surse din Siria și Rusia, la începutul lunii februarie 2018, mercenarii ruși cunoscuți sub numele de grupul Wagner, împreună cu forțe de infanterie siriene, au pus la cale un atac surpriză asupra unui avanpost de comandă al forțelor speciale americane aflat în Siria. În avampostul respectiv se aflau aproximativ 30 de soldați ai forțelor speciale americane și aliații acestora, forțele rebele din Siria. Locația respectivă le era foarte bine cunoscută atât rușilor cât și sirienilor. Cu 48 de ore înainte de atac, serviciile secrete americane au interceptat o transmisie radio a rușilor prin care era planificat un posibil atac asupra avampostului american. Cei care plănuiau atacul au fost identificați ca fiind grupul Wagner, un grup de mercenari care este contractat frecvent de guvernul rus pentru operațiuni în care Rusia vrea să pară că nu a fost implicată.
Grupul Wagner este alcătuit în mare parte din foști membri ai Spetsnaz, forțele speciale ruse, iar grupul care a atacat avampostul american a avut asistență de la forțe Spetsnaz active și aduse special din Rusia pentru asta. Ceea ce a trădat implicarea Rusiei este și faptul că forțele care planificau atacul au încercat să întrerupă comunicațiile americanilor cu o tehnologie care se știa că aparține Rusiei. Cu toate acestea, președintele Putin a negat mai târziu implicarea Rusiei în ceea ce avea să se transforme într-un masacru. Echipa de mercenari ruși a fost observată cu ajutorul aparaturii de recunoaștere de către americani, în timp ce aduna tancuri, artilerie și platforme antiaeriene. Se întâmpla cu câteva zile înainte de atac într-un oraș aflat la doar câțiva kilometri de avampostul american. Ca răspuns la aceste mișcări de trupe, americanii s-au pregătit pentru un eventual atac asupra avampostului cu berete verzi și un pluton de infanterie marină, iar forțele militare ruse din zonă au fost contactate pentru a evita un schimb de focuri accidental între cele două părți. În după-amiaza zilei de 7 februarie, o forță compusă din aproximativ 500 de mercenari ruși și trupe siriene cu 27 de vehicule blindate au pornit spre avampostul american. Americanii, împreună cu aliații lor, rebeli curzi și sirieni, erau depășiți numeric, fiind de 10 ori mai puțin decât atacatorii. Armata americană a intrat imediat în alertă pregătind forțele aeriene, în timp ce 16 berete verzi și pușcași marini aflați la aproximativ 30 de kilometri se pregăteau să intre și ei în luptă pentru a apăra avampostul în cazul unui atac. La ora 20:30 în acea seară, mercenarii ruși și forțele siriene au lansat atacul. Artileria a început să bombardeze postul american, iar tancurile rusești T-72 au început să tragă în puținele clădiri blindate ale avampostului. Forțele speciale americane și aliații lor au luat poziția de luptă în tranșee întinse de-a lungul perimetrului avampostului, răspunzând atacului cu rachete anti-tank și mitraliere de calibru mare. Coloana de vehicule blindate care se apropia a fost oprită pentru puțin timp, când primele patru dintre ele au fost distruse de rachete anti-tank. Comandanții forțelor americane au contactat imediat omologii lor ruși pentru a le cere să oprească atacul, dar aceștia au negat implicarea lor în el, susținând că este un atac al armatei siriene. Cum forțele ruse nu au fost oprite și au continuat atacul, americanii au autorizat forțele aeriene să contraatace. În câteva minute, aparate de zbor americane au ajuns la fața locului. Dronele Reaper au început să lanseze rachete Hellfire către vehiculele blindate și artileria inamică. Elicopterele Apache au atacat și ele coloana de vehicule blindate, devastându-le formația cu mitraliere de calibru mare, proiectile și rachete ghidate. Avioane F-15 au atacat și ele infanteria inamică, în timp ce bombardiere AC-130 și B-52 au lansat fără milă proiectile asupra supraviețuitorilor. În tot acest timp, avioane nedetectabile F-22 ofereau suport în cazul unui atac aerian, dar la un moment dat s-au apropiat și ele pentru a ataca forțele inamice. Între timp, cei 16 soldați, beretele verzi și pușcașii marini, se îndreptau în grabă către câmpul de luptă în vehicule blindate, dar nu s-au putut apropia din cauza bombardamentelor masive ale aviației americane. Aceștia au trebuit să-și mențină poziția în afara zonei de conflict pentru a nu fi loviți accidental sau chiar distruși de proiectilele care erau lansate împotriva mercenarilor ruși. În mod ciudat, forțele inamice au continuat atacul chiar dacă suferiseră pierderi masive. La ora 1 dimineața, forțele aeriene au trebuit să se întoarcă la bază pentru a alimenta și a rearma avioanele, iar cei 16 soldați au reușit în acel moment să ajungă la avampost pentru a le oferi sprijin celor 50 de soldați de acolo. Au ajuns la momentul potrivit, având în vedere că inamicii își adunau forțele pentru un atac final menit să distrugă avampostul înainte ca suportul aerian să revină. Rămași aproape fără muniție, apărătorii au reușit să respingă atacul cu mitraliere de calibru mare și muniție adusă de cei 16 soldați care au ajuns la avampost. Cele patru vehicule blindate aduse de aceștia au contribuit și ele la respingerea atacului, bombardând inamicii cu tunurile din dotare. În doar o jumătate de oră, o nouă forță aeriană americană a ajuns la fața locului și la puțin timp după, asaltul și cea mai sângeroasă luptă dusă de mercenari în istoria modernă s-a sfârșit. În rândul soldaților americani a fost un singur rănit, în timp ce mercenarii ruși și aliații lor sirieni au suferit peste 100 de decese și mult mai mulți răniți.
Rusia a continuat să nege orice implicare în atac, deși în lunile următoare serviciile secrete americane au depistat mai mulți membri ai grupului Wagner care s-au întors în Rusia pentru a primi îngrijiri medicale. Având în vedere faptul că a fost o misiune secretă a rușilor, este greu de spus câți ruși au participat la atac sau dacă aceștia au fost doar consultanți, așa cum susțin unele surse. Incidentul din 7 februarie 2018 este un exemplu bun al pericolelor la care sunt expuși mercenarii, iar acest pericol este mult mai mare în zilele noastre decât era în trecut. Dacă în trecut mercenarii aveau un antrenament mai bun și echipamente mai bune decât armatele naționale, astăzi rolurile s-au inversat, iar mercenarii sunt folosiți în operațiuni mici împotriva unor grupări non-statale. Grupul Wagner a realizat acest lucru pe calea grea. Când un grup de mercenari luptă împotriva unei armate naționale fără a avea resurse comparabile cu aceasta, se poate sfârși tragic. Armatele naționale din ziua de azi au mult mai multe resurse decât mercenarii. Deci, dacă ai de gând să devii mercenar, ar fi bine să te asiguri că știi cu cine te vei lupta, pentru că sunt șanse mari să nu ajungi să te bucuri de sumele groase de bani pe care le-ai putea câștiga astfel. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!